Vineri seara, începând cu ora 19, craiovenii melomani sunt așteptați la Filarmonica Oltenia pentru un concert de excepție în care capetele de afiș sunt dirijorul Alexandru Iosup și pianista Ecaterina Litvințeva din Federația Rusă. Mâine, 13 martie, o să programăm un concert special cu o invitată din Federația Rusă. Este vorba despre Ecaterina Litvințeva, care studiază pianul de la vârsta de 4 ani. Ea a studiat la Academia de Pian Clasic din Moscova și a absolvit Școala de Muzică și Dans din Köln, clasa de master. Va interpreta două concerte, este un caz mai rar, de obicei solistul interpretează doar un concert într-o seară. Concertul în la minor pentru pian și orchestră opus 16 de Grieg și concertul numărul 2 în fa minor pentru pian și orchestră de Chopin. Sunt două lucrări foarte apreciate de publicul meloman și cu siguranță vor fi gustate și mâine seară de la ora 19 în sala Filarmonicii. Alături de solista din Federația Rusă va fi Orchestra Simfonică a Filarmonicii Oltenia, dirijată de maestrul Alexandru Iosup, care zic eu că nu are nevoie de recomandare, fiind bine cunoscut publicului craiovean. Ecaterina Litvințeva a susținut concerte cu orchestre în Rusia, România și Germania pe scene renumite din Europa. A câștigat numeroase premii începând cu vârsta de 10 ani. În 2014 a fost distinsă cu premiul al doilea și premiul publicului la concursul internațional pentru pian și orchestră din Cantu, Italia. Hello everybody. I will play. Voi interpreta vineri două concerte minunate din repertoriul romantic, concertul numărul 2 de Chopin și concertul în la minor pentru pian și orchestră de Grieg. Voi cânta alături de maestrul Alexandru Iosup. Am avut deja o repetiție care a decurs foarte bine, așa că eu cred că toți cei care vor audia acest concert vor fi încântați. Este pentru prima dată când mă aflu la Craiova. Am venit pentru două zile. Nu am apucat să văd orașul, dar voi reveni săptămâna viitoare pentru un recital solo, când sper să am mai mult timp pentru a vizita orașul.